Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice. Copiii bolnavi de autism nu răspund atunci când sunt strigați, nu realizează contact vizual, tolerează persoane în jurul lor, însă nu interacționează cu ele. Au deseori un comportament repetitiv. Se joacă cu aceeași jucărie în același fel, repetă anumite sunete sau gesturi. Percep sunetele ca fiind foarte puternice, îi deranjează lumina. Uneori sunt deranjați de o simplă mângâiere, iar atunci când ar trebui să simtă durere, nu reacționează. Sunt blocați într-un corp pe care nu-l pot controla. Ei bine, acesta ar fi modul în care ai prezenta unui adult ce înseamnă autismul, dar cum ai putea să explici unui copil? Aveți idei? Ok. Altă idee? Da. Exact aceeași idee am avut-o și noi. De aceea am creat jocul Purple, care este povestea unei fetițe cu autism, care nu-și dorește altceva decât să poată vorbi cu mama ei. Aici avem povestea. Bine, jocul nostru are un caracter principal care îndeplinește câteva funcții simple. Se poate mișca stânga-dreapta, sare, urcă și coboară pe o scară, colectează steluțe. Aceste steluțe vor ajuta până la final să poată trece personajul prin portal către nivelul următor. Jocul a fost realizat în Unity prin limbajul de programare C#. Iar grafica, cu ajutorul unei tablete grafice și a softului Vita. Acesta este interfața programului Unity și Krita. Sunetele au fost create prin suprapunere pentru a simula cât mai bine modul în care percep copiii cu autism lumea înconjurătoare. Avem și un exemplu. Să sperăm că... Asta am creat noi în ultimele 6 luni. Noi nu am învățat doar să implementăm sau să desenăm într-un anumit mod. Am învățat să lucrăm împreună, să fim un grup. Echipa noastră are doar 4 membri, ambițioși și serioși, responsabili, iar împreună am fost aware. Vă mulțumim!